Răzvan, o să te rog frumos la final să rămâi cu zâmbetul care te-a consacrat și să facem și noi o fotografie de grup. Ia. Păi nu și... acum, după ce... Da. Ca să înțeleagă lumea, o să vă rog să vă uitați astăzi pe, și acum pe live, o să vedeți cum se face. De fapt, în, ia, facem poza acum. În momentul ăsta facem poza și Răzvan ne arată cum se intră în starea de zâmbet. Adică ce face el ca să ajungă să zâmbească așa? Cum ne pregătim fața? Pentru că toată lumea, toată România în momentul ăsta ar trebui să poată să zâmbească atât de frumos cum zâmbește Răzvan Fodor în absolut toate fotografiile lui din ultimii 20 de ani. Hai să ne pregătim de... Și aș vrea, haide Răzvan, să facem un mic curs despre cum să zâmbești ca Răzvan Fodor. Așa, stai că trebuie să vin să și fac... Ne urmăriți live pe Facebook, Răzvan, spune-mi pe monitorul tău. Cum ne pregătim fața pentru zâmbetul care te-a consacrat? Îți lași fața așa, da? Fără nicio deci, primă să fac... Întotdeauna capul este într-un unghi față de realitate? Puțin a plecat în față? Un pic a plecat în față. Pe dobitocul care îți face poză sau pe obiect? Îți lași fața... fără nicio grimasă. Da. Și după aia e decizia ta pe ce parte vrei să zâmbești, pe stânga sau pe dreapta. Așa. Și ai avea așa, o dată, pe stânga, pe dreapta. Băi, e foarte complicat. Hai încă o dată, că mi se pare că n-am înțeles totul. Deci, te relaxezi. Da. Și o dai un pic de aici. Așa. De asta lui Răzvan Fodor nu poți să-i spui niciodată că e foarte prost pentru că e pleonasm. Și de asta și iubim Răzvan, ești minunat. Și arată și tu un zâmbet, că și tu ai un zâmbet care e al tău. Păi și eu am zâmbet normal, dar acum stai puțin să dau masca. Și toată lumea, auleu, auleu, ce seamănă asta cu Exarhul, da. Faci cu ochii, mijești și tu, te-am văzut, aia e. Aia e? Ia. Aia e. Ești cam scârbită, da. N-a fost pe dreapta? Stai, fii atent, încerc pe dreapta, da? Hai să încerc unul și pe stânga. Ia. Scuze, atât s-a putut. Avem noi o poză de la emisiunea la care am lucrat noi amândoi. Da. Mai ții minte? Caut-o pe la tine pe acolo și repune-o, pentru că ai o față de psihopat. Da-i, cu ochii mijiți, un pic bărbia în jos și erai așa. Bă, deci ceva... Dar tu s-a zis că tu faci mișto, dar după aia te-am revăzut cu fața aia în multe tot. Păi normal, pentru că nu e așa, există un singur Răzvan Fodor în viața mea și doar pe el îl iubesc. Mulțumesc, mulțumim Răzvan Fodor pentru că ne-ai arătat la radio. În sfârșit, cineva suflă cu semipareză, se poate mai bine, dar rămânem așa, să putem face și pe stânga și pe dreapta când vrem noi.